Mihai Prunariu și Cristian Toader Pasti vor afla la sfârșitul acestei săptămâni dacă vor fi numiți secretari de stat în actualul guvern. Socialdemocrații se întâlnesc în Comitetul Executiv joi, ocazie cu care se va aborda această problemă. Președintele executiv al PSD Gorj, Mihai Weber, spune că se vor purta și alte discuții cu această ocazie. PSD Gorj a propus pe Mihai Prunariu și Cristian Toader Pasti pentru posturile de secretar de stat, însă până în momentul de față nu s-a luat nicio decizie. Mihai Weber a anunțat când se va ști dacă cei doi vor promova în actualul guvern. Cele două CV-uri au ajuns, au fost și alte discuții, dar nu s-a făcut nimic pentru că este în perioada de analiză. S-au colectat de la toate organizațiile dorințele fiecărui organizație pentru diverse poziții și e chestiune de zile până când vom afla care este sau cum ni se alocă, ce puțin discutăm de Gorj, dacă vom avea pozițiile solicitate. Weber a precizat ce discuții se vor mai purta în cadrul Comitetului Executiv. Comitetul Executiv este programat săptămâna aceasta vineri, ca și ordine de zi, cel mai important aspect este legat de delegații, aprobarea listei delegațiilor pentru Congresul PSD. Singurul secretar de stat promovat de PSD Gorj este Andrei Maioreanu.